ziua de încheiere, aș vrea să fac această subliniere. Capitolul 12 al cărții acestea, Faptele Apostolilor, pe care o scrie Luca, se începe cu descrierea decapitării lui Iacov, a morții acestui ucenic brav al Domnului Iisus. Dar se încheie cu moartea lui Irod. Aceasta parcă după un cuvânt al Scripturii care spune ce seamănă omul, aceea va și secerat. Cine seamănă în firea lui pământească, va culege din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Așa a rânduit Dumnezeu, cum au spus și frații apostolului lui. Sigur că Irod acesta era răspunzător de nimicirea, de stricarea celui trio, cei trei ucenici, așa cum s-a subliniat, pe care Domnul Iisus i-a avut mai aproape de el. Dar ce știm noi este planul lui Dumnezeu? Ceea ce nu înțelegem aici, ceea ce nu avem ca răspuns aici, pe pământ, cu siguranță avem răspunsul în veșnicie. Domnul nu îngăduie să ne dea răspunsul aici, de ce a lucrat așa, dar cu siguranță vom afla în veșnicie. Petru este în temniță. Dintr-o dată, maripreoți, cărturari sunt în alertă. L-a mai pus o dată în temniță. Faptele Apostolilor, capitolul 5. Am citit noi la rând duminică seara. Și atunci Dumnezeu a dat o izbăvire, a primit sângerul, a deschis porțile temniței și a avertizat pe apostol: duceți-vă în templu și propovăduiți Evanghelia. Faceți ce făceați și până acum. E nevoie de lucrul acesta. Și Irod și probabil sfetnicii lui vor fi zis, poate că vrea să procedeze la fel. Cine știe ce cheie a făgăduinței folosesc. Am să am grijă de acest lucru. Și pregătește 4 cete de câte 4 ostași. Imaginați-vă. În temniță, Petru legat de fiecare mână și lanțul este legat de câte un soldat. Nici o șansă. Cum ai fi făcut o mișcare, lanțul l-a avertizat pe soldat și n-avea nicio șansă. Mă gândeam ce s-a întâmplat în inima lui Petru. Poate că a fost vizitat de acest uriaș al desnădejdii care îi va fi spus, știi ce? Ți-a mers prima dată. Ai ieșit din temniță. Acum e greu. Știi ce? Cu ce ai fi tu mai bun decât Iacov? Dacă Iacov a fost decapitat și mâine urmează să fii tu dus în fața marilor preoți, crezi că ai altă șansă? Mai ales că tu ai avut un moment al lepădării. Diavolul nu se sfinește să vină în felul acesta și să ne grească de fiecare dată răul pe care l-am făcut. Ce bine este să am siguranța în sufletul meu, certitudinea. Iisus Hristos, Domnul meu, a murit pentru mine. El a biruit pe vrăjmaș prin jertfa lui de la cruce. Și eu pot fi prin credința în el, biruitor. Aceasta își dorește Domnul. Sta acolo între soldații aceștia și dormea. Nu vine să cred. Eu gândeam de rezolvat ceva, o problemă la serviciul meu, acasă, care de multe ori mă face să mă gândesc cum să încep, cum e mai bine, ce plan să adopt ca să meargă mai ușor, să fie, să isprăvesc mai repede. Și mă gândesc, acum mă gândeam săptămâna trecută cum să fac o schelă. Și am făcut-o cu ajutorul Domnului. Urcându-mă pe schela aceea și văzând cât de multe până jos, am zis, Doamne, ce mare ești. I-am mai pus niște proptele, am mai aranjat-o, ca să am un pic de siguranță. Dar i-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac lucrul acela. Să rezolv lucrul acela. Pentru stă în temniță. Și fie a fost vizitat de cel rău cu gâtul, de ce? De ce nu-i spui lui Dumnezeu? De ce nu-i cer socoteală? De ce ești aici? Știți? Aceasta se întâmplă cu fiecare dintre noi. Mie mi se întâmplă. Poate că dumneavoastră mi spune, eu nu fac parte din categoria aceasta.
Citim despre David în Psalmul 13, că spune aceste cuvinte lui Dumnezeu. Le-am învățat într-o noapte, când nu aveam somn. Am învățat Psalmul acesta pe de rost. Spune David lui Dumnezeu, până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Sigur că o spunea într-un moment, poate când era urmărit de Saul, când avea tot dreptul să-i spună lui Dumnezeu, mai mult și pe mine prin Samuel, dar totuși nu înțeleg de ce mă urmărește. Și primește David în credințarea că Dumnezeu este suveran și că ține lucrurile în control și nu se atinge, chiar dacă are două prilejuri clare, nu se atinge de Saul. Așa lucrează Dumnezeu. Să mă convingă, să ne convingă pe fiecare dintre noi că este bine să lăsăm armele jos. Să depunem armele. Și ce să facem? Să ne încredem în puterea Lui, în brațul Lui puternic, în ajutorul Lui, care așa cum spunea psalmistul, nu lipsește niciodată de nevoie. Pentru să se odihnește. Ca să poți să dormi în temniță, într-un pat, într-un pat al tău, ca să dormi în temniță, poate pe jos cu siguranță, poate doar baie, jos acolo, legat la mâinul lanțului, foarte greu. Dar este un cuvânt scris tot de psalmist în Psalmul 4, la versetul 8, care spune în felul acesta. Mă culc și ador, căci Tu îmi dai liniște de plină în locuința mea. Și dați-mi voie să vă spun că Petru s-a culcat și a adormit, chiar dacă nu era locuința lui, era în temniță. Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea foarte mare, pe care El o dă cu toată bunăvoința peste viața noastră. O, dacă am avea ochii deschiși să vedem aceasta. În timp ce Petru era în temniță, doi soldați la stânga și la dreapta, legat, alți doi la ușă, fază foarte bună, și Petru doarme liniștit, biserica nu încerca să se roage pentru Petru. Ce bine că frații și surorile și-au făcut treaba. E adevărat că textul ne ajută să înțelegem că ei, chiar dacă se rugau, nu își imaginau că Dumnezeu putea să răspundă prompt, atât de repede, rugăciunilor. Și știți, am citit în după-amiaza aceasta un verset din cartea profetului Isaia și aș vrea să-l citim împreună în seara aceasta. Haideți să deschideți împreună cu mine la cartea profetului Isaia, capitolul 65, să citim versetul 24. Aici cuvântul Domnului ne spune așa: înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să îi sprăvească vorba, îi voi asculta. Ce frumos! S-a împlinit literalmente cuvântul acesta spus de Dumnezeu prin profetul Isaia cu ei. E adevărat că acest cuvânt va fi, această promisiune făcută de Dumnezeu va fi pentru Israelul care va fi reabilitat într-o vreme milenară. Așa înțelegem din capitolul acesta din care am citit în cartea profetului Isaia. Dar s-a potrivit de minune momentul de față. Înainte ca să te chem, să mă cheme, le voi răspunde. Înainte ca să facă apel la mine, le voi răspunde. Știți? Mă gândeam, nici nu s-a terminat aminul lor, colectiv, după ce s-au rugat mai mulți frați. Nici nu s-a terminat rugăciunea lor, aminul lor, final, și pentru el era la ușă. Ce mare este puterea lui Dumnezeu! Omul, dacă l-am vedea așa cum este, făcător de minuni, spunea profetul Isaia. Într-adevăr, așa stau lucrurile. Este Dumnezeul nostru făcător de minuni. Cel ce face minuni a făcut în toate vremurile și continuă să facă și astăzi. Acesta este Dumnezeul nostru. Să-L putem vedea. Deschid gura, îl rog, îi aduc cererea mea înaintea Lui.
și nu răspunde. Spunea Mântuitorul aceste cuvinte în Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 22. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciune, veți primi. Tot ce veți cere, dar atenție, cu credință veți primi. Și de asemenea, în Ioan 14, 14, ușor de reținut, dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Ce frumos! Credincioșii aceștia cereau în numele Domnului Iisus ca Petru să fie izbăvit. Și nu-și imaginau că Dumnezeu avea să răspundă atât de prompt cererilor. Și înainte ca rugăciunea să fie finalizată, Petru bate la ușă. Era el, în persoană. Cum intervenise Dumnezeu? Extraordinar! A trimis îngerul său. Atât de profund era somnul și odihna lui Petru, încât a trebuit ca îngerul să-l înghiordească, să-l împungă, să-l împingă în coastă, să simtă, ca să se trezească. Și a văzut că lanțurile-i cade la mâini. A văzut că ușile se deschid. Realiza că nu este vorba de ceva clar, un adevăr pentru el, ci ar fi o vedenie. Dar Dumnezeu așa lucra. Și abia când au ajuns în stradă, după poarta închisorii, abia acolo a realizat că Dumnezeu i-a dat izbăvirea. Acesta este Dumnezeul nostru. Cheamă-mă în ziua necazului, a spus Dumnezeu, și El te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Să-L chem pe El, să strig la El. El mă va izbăvi. Iar mie, da, mie nu rămâne decât să-L proslăvesc, să-i aduc închinarea și recunoștința mea pentru meritele Lui. Este cumplit să stai în temniță. S-a vorbit mai devreme despre temnița aceasta a deznădejdii. Și aș vrea să închei spunând și un cuvânt de chemare pentru iubiții invitați. Și mai cumplit este să fiți în temnița păcatului. Și vrem și suntem astăzi și acum aici ca să vă spunem, puteți avea eliberare. Puteți fi eliberați din temnița păcatului prin credința în jertfa Domnului Iisus. Spune același Petru în cuvântarea sa în Fapte 4 la versetul 12 acest cuvânt atât de minunat. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus. Vă chemăm în seara aceasta la Domnul Iisus. Primiți-L pe El, acceptați-L prin credință ca mântuitor al dumneavoastră. Lăsați să vă elibereze, în primul rând, în sufletul dumneavoastră și apoi în ființa dumneavoastră de tot ce a însemnat păcatul. Și lăsați-L ca să vă curețe cu sângele Lui de orice vină și de orice păcat. Așa ne spune Scriptura. Sângele Lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat. Dați-L voie Domnului Iisus să vă curețe. Apoi acceptați prin credință jertfa Lui și acceptați să fiți numit copilul Lui Dumnezeu sau numită fiica Lui Dumnezeu. Acceptați acest drept de a fi puși într-o stare după voia Lui Dumnezeu și veți pleca din locul acesta nu așa cum ați venit, ci bucuroși. Bucuria dumneavoastră va ieși în afară și va fi vizibilă față de toți cei din familie, din casă, dintre rude, dintre colegii de la serviciu, dintre vecinii noștri. Ce mare este puterea lui Dumnezeu atunci când vine ca să mântuiască un suflet pierdut. Și așa cum auzeam la început, citindu-se în cuvântul lui Dumnezeu, nu lăsați sau nu stați nepăsători față de o mântuire așa de mare. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute pe noi, care mărturisim că ne-am întors la Dumnezeu, să ne punem toată încrederea în El, în puterea Lui, în brațul Lui puternic, în ajutorul Lui care nu lipsește niciodată între voi. Iar pe dumneavoastră care n-ați făcut o hotărâre, să vă ajute în seara aceasta, să plecați din acest loc, având numele acesta atât de minunat, Copilul lui Dumnezeu. Cum? Prin credința în jertfa Domnului Iisus. Acceptându-L ca Mântuitor. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amin.